Salut! Astăzi vreau să vă arăt un rucsac care mi se pare dimensiunea maximă pe care aș putea eu să o umplu cu de toate și să pot să-l și car după aia. Ajunge încărcat la 10-12 kg. Încerc să-l limitez totuși la maxim la 10 kg. Este destul de mare. Și încăpător și dimensiunea asta s-ar încadra pe spatele multor dimensiuni. Așa și cu celelalte, așa ca la și celelalte lucruri, omul e măsura tuturor lucrurilor. Ce îmi place la el este că se poate regla într-o plajă destul de mare, cam vreo 20 de centimetri aici. Are o chingă de asta cu arici care se poate muta mai sus sau mai jos, astfel încât baretele de umăr să îți ajungă într-o poziție în care centrul de greutate al rucsacului să scadă bine pe spate sau să scadă cel mai bine. E o chestie foarte, foarte bună. Spatele lui este dintr-un material mai dur, bănuiesc că un plastic dur, mai dur, că nu e chiar dur, foarte, foarte bun, de care este ancorate, de care sunt ancorate chingile astea două de sus care țin, că practic în astea se ține greutatea. La partea de jos are chinga asta pusă pe o bucată de material destul de lată care vine peste burtă și nu îl lasă să bălângăne pe spatele tău. O carabină foarte bună, un material cordura dur, aici are și un buzunar să poți să stochezi ceva la care trebuie să ai acces fără să mai dai rucsacul jos. Are și o chingă care îl tensionează cu o cataramă, foarte, foarte bun. Foarte bun sistemul și într-o parte și în alta are chinga asta. Baretele astea de umăr sunt cu chingi cu reglaj și jos și sus, aici, sunt cu burete destul de tare, și ele sunt foarte, foarte în regulă. Au și chingă de piept, care mai mult că e
În afară că există, se poate și regla pe înălțime. Adică nici să-ți vină pe burtă, nici să-ți vină în gât. Să o potrivești exact unde trebuie, exact peste piept. Bineînțeles cu o cataramă la fel de bună, cu reglaj, cu kingă, foarte în regulă. Kingile astea sunt prevăzute la capăt cu niște bucle. Eu mi-am pus câte o carabină pe ele. Și astea sunt făcute cu cap. Îmi plac. Am un fluier pentru. La partea de sus are un mâner care este foarte bun pentru manevrat atunci când este dat jos. Foarte în regulă. Hai să vedem ce are pe față aici. Eu am câteva lucruri care nu le mai dau jos până el, nu e pregătit de vreo tură sau ceva. Are niște chestii aici speciale să pui bețele sau altceva de genul ăsta, cu niște elastice. Nici o problemă. Stau foarte bine. Sunt utile bețele. Chit că le cari după tine, dar câteodată sunt foarte, foarte utile să te sprijini, să chiar și să mergi. O parte din greutate o transfer pe mâini. Am un bidon de 1,5 litri aici, într-o parte. Are și o chingă care se poate strânge în așa fel încât nu există posibilitatea ca el să cadă. La ture mai lungi sau vara, în celălalt buzunar ar mai putea să mai fie încă un bidon, dar atenție, ăsta are 1,5 litri și cu 1,5 litri deja fac aproape 3 kg. Da. Să începem cu capacul. Aici sunt două capete la fermoar. Fermoarul este protejat, deci este acoperit, nu, apa nu intră așa, nu are cum să intre așa ușor la ea, prin fermoar. Este un compartiment destul de mare, eu țin lucrurile care sunt mai fragile aici sau care trebuie, la care trebuie să am acces foarte ușor. Foarte bun compartimentul. Pe jumate aici avem un compartiment destul de mare care tot așa poate fi umplut cu lucruri care ne trebuie să avem acces rapid la ele. Aici, după cum vedeți, am pelerina de ploaie și pantalonii de ploaie. Partea de jos este tot cu, dacă vedeți, este o bucată de material mult mai mare aici, care acoperă în totalitate
acest fermoar. Și este destul de mare. Și prin acest compartiment se poate umbla la corpul principal, dar prin partea de jos. Dacă avem ceva pus și știm că e la fundul rucsacului, ca să mai scoatem toate lucrurile ca să ajungem la el, se poate desface pe aici și avem acces pe la fundul rucsacului. Foarte util. La partea de jos avem un lucru tot la fel de util, și anume aici o husă de fâși de ploaie. Cu toate că materialul este, al rucsacului este rezistent la ploaie, mai avem o husă suplimentară care îl face aproape impermeabil. Foarte bine că este aici și este de fiecare dată aici. Bun. Partea superioară se accesează prin desfacerea carabinelor astea două. Au două închideri. Una, două. Și un compartiment care are doar un singur, nu știu dacă se vede, un singur buzunar și restul este un singur compartiment. Pentru felul în care este construit și pentru calitatea materialelor și a construcție în sine, îi dau o notă foarte bună.